Salutări, prieteni! V-ați întrebat vreodată ce face Isus în ceruri de când s-a înălțat în urmă cu aproape 2000 de ani? Nu trebuie să ghicim deoarece, când studiem Biblia, misterul ne este dezvăluit în mod clar prin ceremoniile din sanctuar. În videoclipul anterior am vorbit despre ceremoniile din sanctuarul pământesc, așa cum sunt descrise în cărțile Exodul și Leviticul din Vechiul Testament, precum și în Cartea Evrei din Noul Testament. Am văzut că sanctuarul pământesc era o reprezentare a adevăratului sanctuar din ceruri și că, prin studierea sanctuarului pământesc, putem să înțelegem ce se întâmplă în prezent în sanctuarul ceresc. După ce Hristos a urcat la cer, Mântuitorul nostru și-a început lucrarea de mare preot pentru noi. Evrei 9 cu 24 ne spune, Hristos n-a intrat într-un sanctuar făcut de mâna omului, reprezentarea celui adevărat, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. În tragedia veacurilor citim, lucrarea preotului în cursul anului din prima despărțitură a sanctuarului, dincolo de perdea, care constituia ușa și despărțea Sfânta de curte, reprezintă lucrarea de slujire în care a intrat Hristos la înălțarea sa. În cadrul slujbei zilnice în sanctuarul pământesc, preotul aducea înaintea lui Dumnezeu sângele jertfei pentru păcat împreună cu tămâia care se înălța, reprezentând rugăciunile poporului. Tot astfel, ni se spune că Hristos mijlocește cu sângele său înaintea Tatălui în favoarea păcătoșilor și aduce împreună cu parfumul prețios al propriei neprihăniri, rugăciunile credincioșilor pocăiți. Aceasta a fost lucrarea de slujire în prima despărțitură a sanctuarului din ceruri. Apostolul Pavel a scris în Evrei 6 cu 19 și 20. Avem această speranță ca pe o ancoră a sufletului, sigură și fermă, care pătrunde dincolo de draperia din interiorul templului, acolo unde predecesorul nostru, Isus, a intrat pentru noi. El a devenit mare preot pe veci. Evrei 9, versetul 12, descrie intrarea lui Isus în sanctuarul ceresc. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său a intrat în sanctuar, odată pentru totdeauna, după ce a dobândit o răscumpărare veșnică. Inspirația ne spune că, timp de 18 veacuri, această lucrare de slujire a continuat în prima despărțitură a sanctuarului. Sângele lui Hristos mijlocea în favoarea credincioșilor pocăiți, le asigura iertarea și primirea la Tatăl, dar păcatele lor rămâneau încă în rapoartele din cărți. În plus, după cum sfârșitul anului în sanctuarul pământesc avea loc o ceremonie de ispășire, tot astfel, înainte ca lucrarea lui Hristos pentru mântuirea oamenilor să se încheie, o lucrare de ispășire trebuie făcută pentru îndepărtarea păcatului din sanctuar. Până inspirată ne asigură că, acesta este serviciul care a început atunci când s-au încheiat cele 2300 de zile. La data aceea, Marele nostru preot a intrat în locul preasfânt pentru a îndeplini ultima parte a lucrării sale solemne, curățarea sanctuarului. După cum în zilele lui Israel, păcatele poporului erau așezate prin credință asupra jertfei pentru păcat și prin sângele ei transferate simbolic asupra sanctuarului pământesc. Și în noul legământ, păcatele celor care se pocăiesc sunt așezate prin credința asupra lui Hristos și transferate în fapt asupra sanctuarului ceresc. În plus, după cum curățarea simbolică a sanctuarului pământesc avea loc prin îndepărtarea păcatelor transferate asupra lui, Curățirea adevărată a sanctuarului ceresc se va realiza prin îndepărtarea sau ștergerea păcatelor înregistrate acolo. însă pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să aibă loc o examinare a cărților cu rapoarte, pentru a stabili cine este îndreptățit prin pocăința de păcat și prin credința în Hristos la binefacerile ispășirii sale. Curățarea sanctuarului implică o lucrare de cercetare, o lucrare de judecată. Înțelegem că această judecată trebuie să aibă loc înainte de revenirea lui Hristos, deoarece Isus ne spune în Cartea Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12, că atunci când revine, răsplata lui este cu el ca să dea fiecăruia după fapta lui. Aceste lucruri le-au devenit clare primilor credincioși adventiști după marele lor dezamăgire. Pe măsură ce continuau să studieze scripturile, au realizat că în loc să vină să curețe pământul în anul 1844, la sfârșitul celor 2300 de zile, Hristos a intrat în locul preasfânt din sanctuarul ceresc, pentru a îndeplini lucrarea de încheiere a ispășirii ca pregătire pentru revenirea sa. De asemenea, au înțeles mai clar că în timp ce jertfa pentru păcat arăta către Hristos ca fiind jertfa, iar marele preot îl reprezenta pe Hristos ca mijlocitor, țapul de trimis îl simboliza pe Satana, autorul păcatului când Hristos, în virtutea propriului sânge, îndepărtează păcatele poporului său din sanctuarul ceresc la încheierea slujirii sale, le va așeza asupra lui Satana care, conform judecății, trebuie să poarte pedeapsa finală, a scris Ellen White. Dragi prieteni, ni se oferă minunata asigurare că într-o zi Satana va fi izgonit pentru totdeauna din fața lui Dumnezeu și a poporului său și va fi adus la inexistență prin distrugerea finală a păcatului și a păcătoșilor. Ce viitor minunat, extraordinar ne așteaptă! Un timp în care nu va mai exista păcat, durere și suferință. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Iată, spune Isus, eu fac toate lucrurile noi. Frați și surori, sunteți pregătiți pentru revenirea lui Isus, El slujește chiar acum pentru voi și pentru mine în locul preasfânt din Sanctuarul Ceresc. Nu avem de ce să ne temem de judecată când suntem în siguranță în El. Deoarece ne promite că, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă nu ați făcut-o deja, vă invit să îi predați inima în întregime chiar acum, în timp ce ne rugăm împreună. Tatăl din ceruri, ce plan minunat de mântuire! Ce oportunitate extraordinară de a crește prin credință și de a ne baza complet pe Harul și jertfa Lui Hristos, acceptând dreptatea Lui în dreptul nostru, deoarece El ne-o dăruiește dacă ne supunem Lui. Îți mulțumim, Doamne, pentru înțelegerea minunată a lucrării Lui Hristos neprihonirea noastră. Thank you, Lord, for the wonderful understanding. Ii datorăm totul lui Hristos, Creatorul nostru, iertfa noastră, marele nostru preot, judecătorul nostru, rescampărătorul nostru, viitorul nostru împărat și cel mai bun prieten al nostru. Îți mulțumim pentru toate acestea în numele Lui Isus Hristos. Amin. Amen.